să vedem. Așa. Dar asta trebuie pus în mișcă, dacă pun în mișcă. Păi nu se vede. Se vede iubita mea. Să ținem mai sus. Să vorbească azi, vinul și după aia... E bun, și pe ea, că ea o ridicat mai mult. E bine. Se vede? Da, da. De la noi e cineva e dorit. Gata? Bună ziua! USR și Forța Dreptei au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Rafila, ministru care a împins, practic, sănătatea României pe trotuar. Sunt multe motive pentru care am ajuns la acest strigăt de disperare, e un adevărat strigăt de disperare, sunt multe motive, putem face un pomelnic, o cartă neagră a guvernării, a ministeriatului lui Alexandru Rafila. Am să punctez doar câteva dintre lucrurile, de altfel îndeopște cunoscute. Am să mă refer în primul rând la Planul Național de Redresare și Reziliență, incapacitatea de a gestiona acest mare proiect de țară, de componenta de sănătate, fie că vorbim de reforme, fie că vorbim de investiții, erau prinse în PNRR, de la caravane medicale mobile, la dotarea cabinetelor medicale ale medicilor de familie, la ambulatorii, la o rețea de centre de zi și de îngrijire pentru vârstnici, toate, absolut toate investițiile din zona prespitalicească sunt în întârziere. Vorbim de spitale. Știm, recent s-au anunțat cele 6 spitale care au fost tăiate, practic, de la finanțarea din PNRR. Principalul responsabil pentru acest lucru este Alexandru Rafila, care a întârziat nepermis de mult, mai mult de un an și două luni de la intrarea prefinanțării și acceptarea de către Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență până la semnarea contractelor de finanțare, un an și două luni, fereastra pierdută administrativ de ministrul Rafila, doar pentru a face niște criterii de eligibilitate pentru lista care deja a găsit-o la minister. Era o listă de 48 de posibile spitale, de posibile obiective, care ar fi trebuit să o reducă la 25-27 de spitale care să poată fi construite prin PNRR. Dacă vorbim de Planul Național de Cancer, trebuiau să fie norme legate în iulie 2023. Nici astăzi nu avem circuitul pacientului oncologic în România, nu avem prevenție, nu avem depistare precoce. În schimb, avem crize ale medicamentelor, ale citostaticelor, avem oameni care își cumpără morfina, au ajuns să-și cumpere morfina. Avem cea mai mică supraviețuire a pacientului cu cancer din România. Adică orice întârziere, orice dezastru și neajuns al ministrului Rafila se traduce în vieți pierdute. Dacă vorbim de serviciu de ambulanță din România, da? 40% din parcul auto din România are mașini care au parcurs mai mult de 500.000 de kilometri. Orice misiune în care pleacă medicii, asistentele, lucrătorii de pe ambulanțe reprezintă un risc. Absolut toate serviciile de ambulanță din România au manageri interimari care stau un pic sub ministrului Rafila din 6 în 6 luni. Nu-i veți auzi vorbind despre aceste lucruri, pentru că depind de numirile ministrului Rafila. Am să închei prin a spune foarte clar, ministrul Rafila nu mai reprezintă o soluție pentru sistemul de sănătate, a devenit parte a problemei, putem continua lista de eșecuri, o veți auzi pe deplin la moțiunea pe care am depus-o și eu sper ca PNL să iasă din această tăcere complice și să nu mai fie parte a acestui dezastru pe care ministrul Rafila l-a adus sistemului de sănătate din România, poate cel mai mare din ultimii 30 de ani și putem contabiliza multe dezastre. Repet, ele se traduc în vieți pierdute, în suferință inutilă, în lucruri care pot fi făcute, dar toate se află la intersecția nepăsării, a imposturii, a incompetenței, până la urmă a ticăloșiei patronată în acest sistem de ministru Alexandru Rafila. Bună ziua! Parlamentarii Forța Dreptei au semnat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Rafila. Atunci când pierzi 740 de milioane de euro pentru spitale, bani nerambursabili din PNRR, trebuie să pleci acasă.
Nu există nicio scuză pentru acest eșec al guvernului PSD-PNL. Ministrii Sănătății și ai fondurilor europene, Alexandru Rafila și Câciu, trebuie să plece acasă. Acest mesaj aș fi vrut să-l aud din partea partenerilor de coaliție a acestor miniștri, ai liderilor din teritoriu, ai liderilor PNL de la Alba Iulia, care au pierdut spitalul de oncologie de la Alba Iulia prin fixul lui Alexandru Rafila, ai liderilor de la Brașov, care au pierdut spitalul de boli infecțioase, ai liderilor de la Ilfov, care au pierdut secția de ginecologie de la Buftea, ai liderilor de la Constanța, care au pierdut secția pentru sănătatea mamei și a copilului de la spitalul de urgență din Constanța, ai liderilor de la Vrancea, care au pierdut finanțarea pentru spitalul județean de la Focșani, și ai multor altor lideri PNL care continuă să ia parte la această cârdășie nocivă pentru sănătatea României. Ceea ce a făcut ministrul Sănătății Alexandru Rafila prin tăierea banilor europeni pentru spitale este o crimă împotriva sănătății românilor. Într-o țară în care mamele nasc pe trotuare, într-o țară în care o mamă strigă n-am aer și nimeni nu aude și moare în spitalul județean de la Botoșani, e clar că sistemul de sănătate din România este bolnav, iar principalul medic al acestui sistem este vinovat de malpraxis în gestiunea fondurilor europene și ministrul Alexandru Rafila trebuie să plece acasă. Prin PNRR, România a avut o alocare de 1,7 miliarde de euro pentru infrastructura spitalicească. Ceea ce nu se spune foarte clar este că această tăiere de 740 de milioane de euro înseamnă o tăiere de 75% din fondurile europene nerambursabile pentru spitalele din România. Pentru că din cei 1,7 miliarde, 1 miliard de euro era pentru infrastructura spitalicească și iată, 740 de milioane de euro s-au pierdut. În condițiile în care acest guvern demonstrează că este incompetent, nu este în stare să ducă la bun sfârșit acest plan de țară pe care România l-a negociat în timpul guvernării liberale conduse de Ludovic Orban, este clar că trebuie să plece acasă toți miniștrii responsabili în frunte cu prim-ministrul care conduce acest guvern de incompetenți, Marcel Ciolacu. Sunt întrebări? Mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Mulțumim. Mulțumim.